a fost o noapte de foc pentru angajații de la drumuri județene și pompierii constanțeni. Au avut de dezăpezit drumuri atât pentru a face drumurile practicabile, dar și pentru a deschide căi de acces ambulanțelor solicitate pentru diferite cazuri. Multe persoane au fost preluate de pe drum înghețate de frig după ce mașinile le-au rămas blocate în nămeți. La Cumpăna militarii au mers cu două mașini și au preluat o gravidă, un bărbat care își luxase brațul, dar și un copil de doar 3 ani dependent de oxigen. Ce mai aveți de luat? O mână ruptă. Un pacient cu o mână fracturată. Mai e copilul, s-a spus de copilul că nu vrea să-i dea voie tata la copil să meargă la spital. Dați-i mâna, vă rog. Tomi, ține prelata aia sus, o tăcărește. Sunteți însărcinată? În câte luni? Sărcită, am văzut că am înțeleg. Cum este? Foarte greu. Foarte greu și nimeni nu vrea să ia nicio măsură niciodată. Nici o mașină de dezăpezire, nimeni nu știe să dea explicații. În cele din urmă, cu toții au ajuns cu bine la Spitalul Județean Constanța. Bună seara, doamnă! Cât ați așteptat în Cumpăna până au venit ajutoarele? În această seară, pompierii constanțeni au derulat o misiune de salvare a unor persoane cu probleme medicale de pe raza localității Cumpăna, din județul Constanța. Aceste persoane au efectuat nenumărate apeluri prin 112, dar datorită drumurilor impracticabile pe acest tronson Constanța-Cumpăna, nu s-au putut ajunge cu ambulanțe cu personal medical. Astfel au fost dislocate două autospeciale de pompieri, 4 paramedici SMURD. Alte 10 de persoane, femei în vârstă și șoferi care s-au aventurat la drum au fost salvați din nămeți de drumari. S-a intervenit cu vole, freze, șenilate și buldoexcavatoare pentru a se ajunge la ei. Unii au fost găzduiți de hotelurile din apropiere, alții s-au întors la casele lor. Și din păcate, veștile nu sunt bune deloc. Deși județul Constanța a trecut peste ce era mai rău din punct de vedere meteorologic, vremea va continua să fie rea. Nu va mai ninge la fel de tare ca până acum, dar va fi viscol, iar temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius.